Extern, incendiile de vegetație pârșulesc regiunea Zabaikalie din Rusia. Suprafața afectată de flăcări s-a extins de aproape 3 ore în ultimele 24 de ore și a depășit 11.000 de hectare. Cel puțin 11 case au fost făcute scrum, iar peste 50 de oameni au rămas fără acoperiș deasupra capului. Aproximativ 1.000 de pompieri au fost mobilizați pentru stingerea incendiilor. Autoritățile au instituit stare de alertă în regiune din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Anul trecut, trebuie să știți că incendiile de pădure s-au declanșat în luna martie și au fost stinse definitiv abia în luna august. Vâlvătaia a luat viața a 10 oameni, iar 174 au rămas fără case.